s-a lăsat cu acuzații dure în platoul Bravo, I Still Celebrities. Maurice Munteanu a răbufnit în cele din urmă, după ce Viviana Sposub a uitat numele designerului care a îmbrăcat-o. Tensiunea a atins cote maxime în ultima ediție, Bravo, I Still Celebrities. De data aceasta Viviana Sposub a fost cea luată în vizuri de jurați și criticată destul de aspru. Maurice Munteanu i-a ținut o predică de zile mari vedetei în fața tuturor, din cauza că aceasta a ezitat să spună numele designerului de la care a luat ținuta. Ce designer, dragă? Spune-i numele. E un designer român, trebuie să îi încurajăm. Să știe și lumea de existența lor. Eu aș aprecia ca în momentul când purtați ceva, să știți cine le-a făcut. Dacă măcar ținutele pe care nu le faceți voi, și este evident că nu le faceți voi, măcar să știți ce purtați, măcar atât, i-a reproșat Maurice Munteanu Vivianei, în platoul Bravo, I Still Celebrities. Vivianei Sposub nu i-au picat deloc bine criticile lui Maurice Munteanu, referitoare la faptul că nu știe de la ce designer se îmbracă. Concurenta Bravo, I Still, a reacționat dur atunci când juratul a acuzat-o că nu își face niciodată ținutele singură, știu ce port, că lui îi voi vira banii la finalul emisiunii, a fost răspunsul neașteptat al Vivianei, care l-a contrazis dur pe Maurice Munteanu.